Salut lei, voi face etalarea pentru săptămâna, 7, 13 martie, o etalare pe domenii de viață. Și am putea spune generală pentru cei care aveți ascendentul, zodia și femeile chiar luna în leu. Asul de bute am zice că veți începe ceva nou, o energie nouă. O să încercați să faceți ceva, o călătorie, să discutați un proiect pentru un copil sau uh, să începeți un proiect nou, să începeți uh, o activitate nouă, la lucru, să faceți ceva nou. Voi carul de luptă. Resursele voastre Comunicarea și familia, căminul, fericirea, locul de muncă, contracte, asocieri, schimbare, transformare, cunoaștere și călătorii. Aici aveți uh, cariera, relațiile și uh, aspectul care vă caracterizează sacrificiu, generozitate. Haideți să vedem voi. Voi aveți carul de luptă. Am putea spune că sunteți într-o situație delicată. Aveți o stacnare, o situație dificilă pe care trebuie să o țineți sub control. Voi sunteți într-adevăr luptători, puteți să faceți acest lucru, dar v-ați dori în același timp să vă impuneți voința printr-un triumf. Acest lucru ați putea să-l faceți dacă vă înarmați cu curaj, energie, hotărâre, dar și dacă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. Deci este o arcană majoră exact pe personalitatea voastră. Treceți prin multe schimbări în vărsător, acum aveți foarte multe planete și soarele este cumva în opoziție deci cu zodia voastră. Am, aici aveți uh, fericirea. Eu cred că este vorba de o iubire. Va trebui să faceți o alegere pentru această iubire. Este o alegere dificilă. Trebuie să scăpați de niște blocaje. Și această alegere am putea spune că va duce în față între două drumuri diferite, între viciu și virtute. Este o alegere pe care trebuie să o faceți obligatoriu. Nu puteți să renunțați la această alegere. Spatul arcanei este alegeți uh, lanțul de flori, nu lanțul de fier. Lanțul de flori întotdeauna durează mai mult. Deci este un lucru care e legat de o iubire, zic eu, fiindcă sunt îndrăgostiți. Aici avem călătoriile voastre sau cunoașterea, pajul de băte. Voi vreți să aveți năutăți, să cunoașteți multe, vă doriți aceste năutăți, dar și să călătoriți foarte mult, vă doriți aceste călătorii. Cam asta reprezenta pajul de bâte călătorii. Uh, trebuie să fiți atenți, fiindcă la locul de muncă, dar nu reprezintă decât călătorie, sau și în călătorii, dacă sunt călătorii unde vă doriți să obțineți niște bunuri, vă doriți să călătoriți foarte mult. Uh, și am zice că la aceste călătorii, dacă vreți să obțineți și venituri, atunci s-ar putea să pierdeți la genul că au mai mult de câștigat partenerii voștri de călătorie decât voi. Aici avem uh, resursele. S-ar părea că legat de bunurile materiale aveți o contestare. Cineva vă contestă aceste bunuri materiale. Trebuie să luptați pentru ele, dar această luptă va aduce și pierderi. Și, în final, s-ar părea că nu, nu este o avere colosală ceea ce, sau bunurile voastre, ce ați acumulat, nu reprezintă, cum să spun, foarte, foarte mult dar pierderile vor fi. Tocmai aceste pierderi vă diminuează. Aici avem locul de muncă. S-ar putea că veți primi un ban de la locul de muncă. Așteptați acești bani, vi doriți. Vreți să investiți. Pentru unii s-ar putea să fie o sumă mai bună de bani. Și să faceți o investiție destul de bună, o investiție într-o locuință, o investiție într-o mașină. Deci unii dintre voi uh, aveți o investiție destul de importantă în vedere. Uh, bine este să faceți această investiție, dar nu mai aveți timpul când Soarele este în conjuncție cu uh, Jupiter sau să așteptați un sextil. Deci, ă, asta înseamnă vreo două luni. Acum vă hotărâți și voi, dar trebuie să fiți atenți cum investiți. Aici aveți la ă, carieră diavolul. Am putea spune că pentru această carieră ați făcut multe. Ați avut și vicii în această carieră. Dar viciile sunt cunoscute și de o persoană care va vrea în puterea ei și s-ar putea să fiți în această situație. Atenționarea arcanei este renunțați la vicii, fiindcă nu sunteți decât o simplă trestie în fața dezlănțuirii naturii. Deci, în fața acestei persoane care știe cum să vă. Folosească, este bine să renunțați la vicii. Comunicarea voastră. S-ar părea că primiți o veste de la un prinț de băte, o veste de la un săgetător, un bărbat mai tânăr care vine și vă aduce o veste. Aceste vești sunt bune sau rele, fiindcă săgetătorul muncește ogorul atât în bine cât și în rău. Deci, voi s-ar putea să aveți o comunicare cu apropiații destul de bună, dar aceștia apropiați să vă dea și o veste. Un frate, o soră, sau un frate, un verișor sau chiar un vecin. În schimb, în contracte aveți o regină de bute. De spade, scuzați-mă, o regină de spade. O regină de spade care poate să reprezinte o balanță, o balanță în vârstă, cu părul alb, o femeie cu, cum să spun, care nu-și arată sentimentele, o femeie care dă impresia că este foarte rece, este egală a regelui de spade, dar totuși puteți vorbi cu ea, puteți să comunicați și întotdeauna această regină de spade, ea lupte pentru dreptate, pentru adevăr, aduce corectitudinea impune legalitatea la fel cum procedează și regele de spade, Impune legalitatea sub unele aspecte, aceasta ar fi regina de spade. Dacă vreți să ajungeți la inima ei, nu veți putea, fiindcă ea niciodată nu-și destăinuie sentimentele, dar dacă vreți să discutați orice problemă, veți putea să discutați cu această regină de spade. În schimb, relațiile voastre cu prieteni, protectori, asociații profesionale sub, sub, sunt sub semnul amăgirii. Vă amăgiți singuri. Fiecare cupă, cele șapte de cupe, sunt, fiecare ascund ceva. Deci fiecare relație de prietenie sau de protectorat pe care o aveți ascunde ceva și nu vă dați seama, este o amăgire, un fel de pata morgana după care alergați aceste relații. Aici trebuie să fiți foarte atent în relații și în cariera voastră, fiindcă sunteți vulnerabili cumva. În Cămin în familie, relația cu părinții, trecutul, tradițiile, vă gândiți la ele vă gândiți un dat greșit. Faceți o analiză a acestor evenimente, vă dați seama că ați spus poate și trădat în anumite situații și vreți să vedeți acolo unde ați greșit și veți vedea greșelile, dar o să fiți și dezamăgit. Adică fiecare om nu ia o decizie și își dă seama după că acea decizie luată nu a fost chiar bună și nu l-a ajutat. Va avea un regret. Aici avem un șapte de băte legat de uh, schimbările voastre, de transformări. Uh, aveți blocaje, dar totuși. Uh, cum să spun, aveți cam tot ce vă trebuie uh, pentru a învinge blocajele. Uh, aceasta este poziția voastră. Deci uh, veți putea face față unor uh, uh, situații dificile. Uh, sunteți ca o persoană, uh, cum să spun, ca după o schimbare, după o transformare care vă ajută să faceți față acestor situații dificile. În o sacrificiului, voi aveți generozitatea. S-ar putea să arătați această generozitate. Generozitate față de o persoană care are o problemă financiară și o ajutați cu bani. Sau generozitate față de uh, un... Uh, să zicem, o persoană care are o problemă cu un loc de muncă și voi puteți să-i oferiți acest loc de muncă și dați o șansă să arate ceea ce poate să facă, dar cum poate să se descurce, ce poate să facă, să aibă totuși un venit să aibă banii necesari, dar poate să reprezinte și bănuții pe care îi oferiți din generozitate unei persoane. Cam aceasta a fost etalarea pentru voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și, bineînțeles, vă mulțumesc pentru timpul acordat.